Bună ziua, stimați telespectatori! În emisiunea de astăzi avem doi invitați deosebiți. Domnul Alin Toma, maestru FIDE, care ne-a însoțit mereu în emisiunile noastre, și domnul Alin Câmpeanu, care este președintele Clubului Sportiv Vados din Arad și totodată membru în Consiliul Director al Federației Române de Șah, unde este de asemenea membru și domnul Alin Toma. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Astăzi ați venit împreună în emisiunea noastră ca să ne vorbiți despre ceva important. Care este subiectul, Alin? Subiectul este regulamentul campionatului Divizia B pe echipe. Bun, sunt curios ce anume doriți să modificați și care ar fi avantajele. Deci în acest an 2021 vrem să facem altcumva această divizie, cum a fost până acum, și asta vrem să discutăm ca cei care se uită la această emisiune să știe exact cum va fi desfășurarea acestei divizii, care este importantă pentru federația noastră. Deci chiar din acest an va intra în vigoare acest regulament, aceste noi modificări. Da. Ce ne puteți spune, domnule Alin Câmpeanu? Cum v-a venit ideea? Că am înțeles că dumneavoastră v-a venit ideea. Nu neapărat a fost un grup de inițiativă. Sigur că se practică în alte părți. La noi divizia B înainte era structurată pe 3 serii geografice și se adunau echipele 4-5 zile în același loc și disputau partidele. Acum, în nou format, o să jucăm în sistem acasă deplasare, în zilele de sâmbătă, și sigur că ne întindem pe o perioadă mai lungă de timp, probabil din iunie până prin noiembrie. E un format mai interesant, sperăm noi, și să atragă mai multe echipe. De fapt, a atras deja mai multe echipe, avem 61 de echipe înscrise, mult peste numărul de echipe din anii precedenți, și ne bucurăm că e un format care a prins, e popular și sperăm să impulsioneze șahul amator mai mult. În ce țări ați văzut că se aplică? În toate țările occidentale, să zic așa. Noi ne-am inspirat după modelul maghiar. Ungaria e o țară cu tradiție puternică în șah. Ei joacă după sistemul ăsta de în ultimii 20-30 de ani, cel puțin. Sigur că au rafinat așa sistemul și regulamentul de-a lungul timpului. Am încercat să ne inspirăm din regulamentul lor și sigur să-l adaptăm puțin pentru specificul țării noastre. Dar care ar fi așa specific la noi față de Ungaria, care ați spus că e primul model luat în seamă? Da, acum în Ungaria, de exemplu, se joacă la 12 mese, chiar și divizia B, cumva liga a treia, ca să înțelegem. La noi începem așa mai prudent, să zic așa, cu 4 mese. Deci se va juca un număr mai mic de mese ca să fie mai convenabil, ca să ne deplasăm, să mergem în deplasări dintr-o parte în alta. Oricum, deplasările și seriile geografice au fost gândite ca deplasările să fie pe distanțe cât mai scurte, deci nu avem deplasări lungi, dar sigur că în principal asta este deosebirea. Noi își vom juca doar la 4 mese față de 12. Am înțeles. Și ați spus, nu, Alin, că ați spus că sunt mult mai multe echipe. Sunt aproape 60 de echipe înscrise și sper că de anul viitor să fie din ce în ce mai multe. Vreau să îl întreb pe Alin care ar fi costurile unei echipe care vrea să participe, ca să încurajăm și pe alte echipe care poate anul ăsta nu au avut curaj să se înscrie. Sigur, în primul rând, unul din avantaje sunt costurile mult reduse. Costuri care de asemenea se amortizează în timp, adică competiția durează 5 luni de zile.
Practic, echipele vor avea de plătit afară de taxa de participare obișnuită, care e 100 de lei, care era și înainte. Vor mai fi cheltuieli de arbitraj în valoare de 100 de lei pentru meciurile disputate acasă și sigur că pentru meciurile disputate în deplasare, cheltuielile de carburant, care în mod normal sigur n-ar trebui să fie mari, dar fiind distanțele mici și putem intra 4 inși într-o mașină, să zic așa, și putem tăia din costuri. Pentru că regulamentul e nou, eu mai vreau să îi mai pun câteva întrebări la Alin. Sunt convins că foarte mulți se uită la această emisiune și n-au de unde să știe regulamentul. Ce se întâmplă cu o echipă care nu se prezintă la meci? Deci, da, în primul rând, sigur, foarte pe scurt, așa, poate câteva cuvinte să le reamintim telespectatorilor noștri că o să joace în echipe de 4, dintre care cel puțin 3 seniori și un junior sub 20 de ani. Dar iar tot așa, cel puțin 3 jucători trebuie să fie pe listele rating ale României, deci maxim un jucător străin. Sigur, în situația în care o echipă nu se prezintă la meci, dacă anunță în prealabil acest lucru, nu e, adică poate să se amâne meciul sau se poate să facă o cerere de a juca în avans meciul respectiv. Sigur, însă, în situația în care pur și simplu nu se prezintă în ziua jocului, atunci există și o sancțiune pecuniară, să zic așa, de 1000 de lei. Echipa va fi penalizată cu 1000 de lei. Pentru că, sigur, pentru echipa gazdă, prezența în ziua respectivă incumbă niște costuri, adică arbitrajul, poate jucători care vin din alte zone ale țării, care vin să joace partida acasă și totuși trebuie să avem așa o minimă seriozitate. Da, sper să nu fie cazuri, chiar să de neprezentare așa fără nicio anunțare, dar ar fi singurul aspect în care echipa poate fi sancționată financiar, da? Dar eu cred că și e și o sancțiune necesară. Dar sunt sigur însă că vom avea conducători în șah responsabil și competiția va merge bine fără să aplice această regulă. Da, așa pe scurt, de fapt, în ce ar consta, ca să îmi fie și mie clar, în ce ar consta acest format pentru divizia B la șah? Deci, cum se întâlnesc echipele? Ați spus că e până în noiembrie, dar așa, ce se întâmplă cu toate echipele, cele 62 de echipe? Sunt 61 de echipe împărțite în 9 serii geografice. În general, cu de la 6 la 8 echipe în serie. Sigur că noi acum suntem în plină fază alcătuire a programului competițional, stabilirea ședințelor tehnice cu arbitrii șefi, a stabilirii țintarului practic de desfășurare. Partidele se vor juca în zile de sâmbătă, de la ora 12. Sigur, pentru echipe, în cazul în care echipele vizitatoare vin de la o distanță mai mare de 100 km, se poate juca de la ora 13 și pentru situațiile când echipele o cer, chiar să se poate muta și ziua, din sâmbătă în duminică. Deci încercăm să fim cât mai flexibili, să ajutăm echipele, să venim în întâmpinarea unor doleanțe ale lor în acest gen, dar totuși trebuie să și păstrăm o minimă rigurozitate, totuși, zic eu, care e necesară în aceste competiții. Deci, în principiu, se vor desfășura la aceeași oră, cum ar veni în ultimele etape. Probabil că este foarte important ora să fie simultan, să nu existe, discuții. Da, pentru ultima rezultate. Ultima etapă se va juca. Toate își vor juca în același timp, sigur, toate meciurile în aceeași serie, pentru că nu contează, nu suntem legați de celelalte serii, pentru că fiecare campioană a seriei
promovează în divizia, deci vom avea cele nouă câștigătoare de serie de divizia B, vor promova în divizia. Deci sub aspectul ăsta nu avem așa o competiție cu celelalte serii, strict la seria noastră trebuie să ne, fiecare echipă la seria noastră să se poziționeze. Dar vor fi în cadrul seriei meciuri simultane, adică echipe, perechi de echipe, da, care vor juca la aceeași oră. Da, sigur că da, în mod normal asta ne dorim pentru toată competiția. Iar în special, în mod obligatoriu, ultima rundă, toate trebuie să înceapă la aceeași oră. Asta e fără discuție. Și nu va exista un baraj, să zicem, între aceste promovate, să zicem așa, prime clasate pentru promovare cu echipele care au fost în divizia, că și așa a mai fost la alte sporturi. Deci, sigur, sunt calificate în divizia. Da, sigur sunt calificate în divizia A, sigur că divizia A teoretic se poate puțin aglomera. Noi am gândit-o anul viitor a se juca în sistem elvețian, datorită numărului mai mare de echipe. Acum să vedem și câte echipe își vor dori să și joace divizia A, pentru că costurile de participare în divizia A sunt mult, mult mai mari. Da, pe acolo bază, sigur se joacă se joacă la 6 mese, 10-11 zile competiția într-un anumit loc, cheltuieli de cazare, masă, transport, cheltuieli cu jucătorii, costurile care le revin echipelor sunt mult, mult mai mari. Și dacă prima, la sfârșit, cumva se întâmplă ceva, un motiv poate să fie orice motiv, inclusiv financiar, să apară o problemă și prima echipă calificată refuză sau nu poate să mai participe, merge în continuare echipa de pe locul 2 din seria respectivă? Probabil că așa o să facem. Primele 3 echipe din fiecare serie să aibă drept de promovare. Probabil că mai jos nu o să mergem. Deci dacă prima echipă nu dorește să participe, o invităm echipa numărul 2, iar dacă echipa numărul 2 din serie nu vrea să participe, invităm atunci echipa numărul 3. Da. Clasată pe locul 3. Și ca vor fi premii, vor fi niște stimulente pe parcurs sau la final, la divizia, se poartă așa ceva? În viitor. Suntem abia la început, Laurențiu. Deocamdată nu. Dar sigur că datorită numărului mare de echipe participante, sperăm să reușim să găsim și sponsori care să vină și să asigure, mă rog, un minim de premii. Dar, din păcate, la șah, în general, competițiile naționale, așa, pe echipe, sunt mai mult pentru glorie. Și vor fi transmise unde se poate și live pe internet? Vom încerca să facem acest lucru. Deci cel puțin la Cluj, seria din Cluj, pot să spun că suntem una dintre fruntașele divizie B, deci avem 8 echipe înscrise în acea serie. Vom încerca meciurile să le trimitem live. Dar asta fiecare va decide, deci nu este o chestie obligatorie. Va decide dacă transmite sau nu transmite live partidele. Dar fiind doar 4 partide, nu e complicat să transmiți live 4 partide. Sigur că poți să incumbe cheltuieli în plus pentru echipa gazdă și nu vrem să facem din asta o cerință, dar dacă echipa gazdă are posibilitatea, e chiar mult mai interesant să facă un mic eveniment din meciurile disputate acasă. Sigur că, apropo de ceea ce spunea colegul Alin Toma, vreau să-l felicit pentru numărul foarte mare de echipe din Cluj. Clujul este numărul 1 în țară ca județ cu număr de echipe participante și, de fapt, toate echipele afiliate federației vor participa la divizia B din Cluj. Și asta se vede că în Cluj este o activitate șahistă puternică și foarte bine coordonată de către Alin Toma. Îți mulțumesc.
Până la urmă, deci ritmul de disputare va fi o dată la două săptămâni? Undeva o dată la câteva săptămâni. Programul va fi stabilit de comun acord cu echipele participante, de către arbitrii șefi, astfel încât, mă rog, să fie o dată la două, trei săptămâni. În principiu nu vom juca probabil în perioada verii, iulie-august, perioada de concedii, perioada aglomerată și cu calendarul competițional al Federației Române de Șah, și atunci probabil vom juca în mod teoretic o etapă în cursul lunii iunie, urmând ca restul din luna septembrie până noiembrie. Dar concret fiecare serie își va stabili programul independent. De ce? Pentru că nu am vrut să ne suprapunem nici cu competiții locale, tradiționale, puternice. Fiecare regiune geografică are specificul și competițiile ei și nu atunci e foarte bine ca dânsii să-și stabilească programul și în funcție de aceste competiții. Nu vrem cu calendarul diviziei B să încurcăm organizatorii de turnee și așa competițiile puternice din țară sunt destul de puține. Nu vrem să văduvim aceste competiții de prezența unor jucători, astfel încât e mai bine să existe așa o înțelegere sub acest punct de vedere. Și structura la mese se păstrează cum a fost până acum, da? Deci cele patru mese, jucători standard. Deci nu da, se schimbă în privința aceasta. Iar ca număr de jucători minim este o restricție la o echipă ca să se înscrie? Nu, deci loturile, listele de bază de jucători pot să fie nelimitate. Vor juca doar patru jucători. Sigur că aici conducătorii echipelor trebuie să aibă mare atenție, pentru că ordinea în care se predau listele de bază cu jucători nu mai poate fi schimbată, ordinea jucătorilor pe mese nu mai poate fi schimbată până la sfârșitul competiției, iar această ordine se stabilește având în vedere doar un singur criteriu, respectiv regula celor 101 puncte ELO, astfel că un jucător care are un rating cu 101 puncte mai puțin decât un alt jucător nu va putea sta înaintea lui la masă. Este singura regulă care trebuie respectată în stabilirea ordinii listei de bază, iar sigur că pe parcursul competiției, dacă echipele simt necesitatea introducerii unor noi jucători în listele de bază, acest lucru e posibil, mai puțin înaintea ultimei runde, când sigur nu se mai acceptă astfel de introduceri de jucători. Dar jucătorii nu pot fi transferați în timpul competiției de la o echipă la alta, nu? Jucătorii se pot transfera de la o echipă la alta, dar își pierd dreptul de joc, pentru că potrivit regulamentului, un jucător poate reprezenta un singur club într-un an competițional. Deci nu pot transfera de la alte echipe, de la alte echipe care nu participă în divizia B. Da, sau mă rog, se pot transfera la alte cluburi, dar să n-aibă drept de joc în sezonul respectiv. Sigur, aici e o mică excepție cu echipele care pur și simplu se desfințează în timpul sezonului. Atunci jucătorul respectiv poate să se transfere și să joace pentru alte echipe în aceeași competiție, însă sigur că nu vor mai putea evolua împotriva echipei împotriva căreia au evoluat deja cu prima echipă. Deci nu mai poate să joace de două ori cu aceeași echipă, să joace și cu echipa a doua împotriva aceleași echipe. Sigur că e un caz de, să zicem așa, sperăm noi că mai mult teoretic, adică sperăm să nu avem echipe care să desfințeze pur și simplu în timpul sezonului competițional. Și echipele pot fi mixte, pot fi doar masculine? Există vreo limitare în privința aceasta? Nu, e practic o competiție în sistem open, deci poate să joace un număr nelimitat de fete, adică poate să fie și patru fete într-o formație, regulamentul nu interzice. Poate să fie fete, băieți, nu, e absolut la liberă alegere a conducătorului echipei respective. Bun, atâta, tot obligatoriu un junior.
Da. Un junior, da. Am înțeles. Alin Toma, mai ai o întrebare, să zicem că am scăpat vreun aspect mai important, pentru că după emisiunea viitoare... Singurul lucru mai interesant ar fi cu taxele anuale a jucătorilor care nu sunt plătite. Că multă lume se sperie de lucrul ăsta. Bineînțeles că au un lot, să zic, 40-50 de jucători și atunci se sperie, zice, ce facem, plătim pentru toți cei 50 de jucători care avem în echipă? Și asta ar trebui specificat, că multă lume se sperie de acest lucru. Da, sigur că în mod normal, noi în regulament, prevederea inițială viza plata anticipată a vizelor anuale ale tuturor jucătorilor prezenți pe listele de bază. Asta din două motive. Una, pentru a limita totuși teoretic numărul de jucători din listele de bază, pentru că altfel acestea pot să fie umflate artificial, să zic așa, noi ne stabilind o limită propriu-zisă. Și sigur și dar aceste, mă rog, nu vom insista, până la urmă am convenit că nu vom insista cu această, mă rog, cu cerința asta acestei vize anuale anticipate, ci va fi important ca jucătorii care joacă efectiv să aibă vizele plătite în momentul în momentul în care își vor disputa partida pentru clubul respectiv. Bine, mulțumesc de informații. Vă mulțumesc la amândoi. Amândoi sunteți Alin, e mai greu să vă diferențiez așa. Emisiunea viitoare vom discuta despre beneficii și comparații, eventual cum a progresat Ungaria, de exemplu, în privința asta, cum vă așteptați dumneavoastră să progresăm. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru lămuriri. La revedere! Mulțumesc și eu! La revedere! La revedere! La revedere, stimați telespectatori! În emisiunea următoare vom intra în alte amănunte. Cu bine!